roadele sunt gata de recoltă, dar lucrătorii sunt așa puțini. Mă dăruiesc, o Doamne, în întregime, ca să culeg recolta din trespini. Timpul potrivit pentru popoare, mai sunt în lume încă mare comori. Iisus mai cheamă oamenii în lucrare, să fie toți cu El biruitori. Suntem noi sare pentru lumea aceasta, în întuneric suntem noi lumini. Trăim cu Domnul în vorbă și în fapte, să știe lumea că suntem creștini.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Veniți să ne închinăm lui Dumnezeu și să ne plecăm în fața Domnului Creatorul nostru, căci El este Domnul Dumnezeul nostru. Voi sunteți zarea pământului și lumina lumii. Lăudat să fie Iisus Hristos. Pe sfințite zile voastre, părinți concelebranți, care ospiti, fratelii, confratelii, dragi persoane consacrate, dragi tineri și tinere, dragi iubiți credincioși, este ziua solemnă a celebrării persoanelor consacrate, a vieților consacrate, în această duminică. Un moment ales special pentru a fi celebrat în comunitatea noastră împreună cu tinerii. Mă bucur să vă salut pe toți. Pe toți cei care astăzi vreți să ascultați de la Iisus acea demnitate pe care o încredințează, ne-o încredințează, acea misiune de a fi lumină și sare. Să ne bucurăm cu toții și să-L ascultăm pe Iisus, să purtăm nu numai în mâini această lumină, ci ea să fie simbolul luminii din sufletul fiecăruia. Vă spun bun venit la această celebrare și îl rugăm pe Iisus și Maica Sfântă să primească acest moment solemn în care toate persoanele consacrate se vor bucura să reînnoiască făgăduințele lor de a purta în lume mesajul luminii și al iubirii. Pentru a celebra cu vrednicie acest moment, îi cerem iertare lui Dumnezeu acum pentru toate păcatele, spunând: mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Maria, Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Ești Tu, Doamne, ești calea noastră a tuturor. Îndreaptă pașii noștri pe drumul care duce către Tatăl. Să fiu și eu lumină.
lumină, lumină pentru cei din jurul meu. Gloria in excelsis Deo, mentera pacem in voluntas, benedicim sea Domino et glorificam sua gratia. Dumnezeule, te rugăm să veghezi cu grijă neobosită asupra familiei tale, păstrează sub ocrotirea ta, căci harul tău este singura speranță. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lumina ta va răsări ca zorile. Citire din cartea profetului Isaia. Așa spune Domnul Dumnezeu:
împarte bunia ta cu cel flămând, adu-i în casa ta pe săracii fără adăpost, când vezi un om gol, îmbracă-l, și nu-i lăsa deoparte pe cei din neamul tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta se va arăta repede. Dreptatea ta va merge înaintea ta și gloria Domnului te va păzi din spate. Atunci îl vei chema pe Domnul și El îți va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta din mijlocul tău jugul, arătatul cu degetul și vorbirea păcătoasă, dacă îți vei da sufletul pentru cel înfometat și vei satura inimile umilite, atunci lumina ta va răsări în întuneric și bezna ta va fi ca ziua în amiaza mare. Cuvântul Domnului. Cel drept strălucește ca o lumină în întuneric. Fericit este omul care se teme de Domnul. El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepți. El este milostiv, drept și plin de dragoste. Bun este omul care are milă și dă cu împrumut. El își rânduiește bunurile cu judecată. El nu se clatină niciodată, cel drept va fi amintit în veci. El nu se teme de zvonurile rele, inima lui e gata și se încrede în Domnul. Inima lui este neclintită, nu are nicio teamă. El este darnic față de cei sărmani. Dreptatea lui dăinuie pentru totdeauna, iar fruntea lui se înalță cu cinstă. Lectura a doua. Am venit să vă vestesc misterul lui Hristos cel răstignit. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, eu, când am venit la voi, am venit să vă vestesc misterul lui Dumnezeu, nu prin maestria cuvântului sau prin înțelepciune. Într-adevăr, n-am voit să știu nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe acesta răstignit. Eu însumi am venit la voi în slăbiciune, cu frică și cuprins de neliniște, iar cuvântul meu și predica mea n-au constat în discursuri convingătoare ale înțelepciunii omenești, ci în adeverirea Duhului și a puterii, astfel încât credința voastră să fie bazată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Thank you.
Eu sunt lumina lumii, spune Domnul. Cine mă urmează va avea lumina vieții. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp Iisus le-a spus discipolilor săi: voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate așezată pe munte. Nici nu se aprinde o candelă și se pune sub obroc, ci pe candelabru, ca să lumineze pentru toți cei care sunt în casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune și să-L glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri. Cuvântul Domnului. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Preasfințite, în zilele voastre, părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi tineri, dragi frați și surori, uniți și noi prin intermediul internetului. Astăzi am ascultat câteva lecturi de o frumusețe rară. Dar mai ales am ascultat una din cele mai frumoase și mobilizatoare pagini din Sfânta Scriptură, legată direct de fericirile prezentate de Iisus în predicate pe munte, după cum ne relatează Sfântul Evanghelist Matei. Și anume, chemarea de a fi sarea pământului și lumina lumii. Mi-aduc aminte că unul din marii noștri profesori de Sfântă Scriptură, părintele profesor, decan, paroc, dr. Gaspar Bachmeier, de fericită și pioasă amintire, la un examen de exegeză la care eram și eu prezent, mi-a pus mie această întrebare. Domnule student, această chemare a lui Iisus pe care o găsim în pericopa pe care o analizăm din Evanghelistul Matei, se referă la toți oamenii sau doar la apostolii și ucenicii săi? Uitându-mă la text încă o dată, am auzit și în această seară, unde era scris că Iisus i-a chemat pe ucenicii săi și li s-a adresat lor, am răspuns repejor. Aceste cuvinte se adresează ucenicilor, adică apostolilor. Părintele profesor mi-a replicat imediat: s-o crezi mata. Aceste cuvinte
se adresează tuturor celor care cred în El și îl urmează. Și desigur, apostolilor și ucenicilor mai întâi aleși de El. Ascultându-le astăzi din nou proclamate la această liturghie, mă bucur să vă spun și să vă asigur cu toată credința că ele se referă la noi toți, cei care credem în El și desigur la cei care au primit o chemare specială, adică la cei consacrați. Așadar, dați-mi voie să vă salut pe toți, pe fiecare în parte, cei care sunteți prezenți la această sfântă liturghie în catedrala noastră sau sunteți uniți cu noi prin intermediul internetului și să vă asigur că aceste cuvinte ascultate și proclamate astăzi la sfânta liturghie sunt o chemare pentru noi toți care trebuie să fim ucenicii Săi. Celebrăm acum Sfânta Liturghie cu tinerii comunității noastre după o lungă și fericită tradiție. Dar astăzi au ținut să se unească cu noi și cu voi, dragi tineri, și persoanele consacrate din zona Iașului, care fac sărbătoare. Ele celebrează ziua vocațiilor speciale de persoane consacrate care le-au ales pe mirele lor pe Hristos mai îndeaproape, ascultându-i cuvintele și urmându-L fără rezerve. Ele se bucură să trăiască acest moment de sărbătoare, nu singure de data aceasta, ci împreună cu voi, dragi tineri. Ne bucurăm să știm că întâlnirea voastră a tuturor tinerilor și a persoanelor consacrate aici la această liturghie este de fapt un răspuns la invitația lui Hristos, care vrea să nu uitați că aveți o misiune atât de nobilă în această lume și să nu uităm niciunul de a fi lumină și sare pentru pământ, după cum așa de frumos am ascultat la Sfânta Evanghelie. Prezența voastră aici, dragi persoane consacrate, trebuie considerată și ca un răspuns la invitația Sfântului Părinte Papa Francisc, care cu ocazia sărbătorii voastre v-a invitat să nu uitați ce mare comoară portați în voi, comoară pe care trebuie să o păstrați și să o apărați ca pe cel mai scump lucru din viața voastră, prin care veți putea să fiți mereu lumină și sare pentru lume și biserică. Cu aceeași bucurie răspundeți și voi, dragi tineri, la chemarea aceluiași Sfânt Părinte Papa Francisc, care vă cheamă mereu să fiți adunați în jurul Celui care e lumina lumii, o lumină încredințată vouă. El a făcut-o și o face prin acea minunată scrisoare prin care vă anunța o mare bucurie, dragi tineri, și vă acordau atât de mare onoare, hotărând să fie convocat și celebrat un sinod special dedicat tinerilor, adică vouă, în care voi înși vă să vă prezentați și să exprimați gândurile și planurile voastre pe care Dumnezeu și lumea le așteaptă de la voi. Nu este vorba doar de un sinod despre voi, ci un sinod al vostru, în care voi să arătați lumii planurile voastre de a răspunde la chemarea Domnului, de a fi în lume sare și lumină pentru societatea de astăzi și mai ales de cea pe care trebuie să o pregătim. Lumea are atât de mare nevoie de tineri. Iată câteva fragmente din această scrisoare, pe care sigur că probabil ați văzut-o, deja e de mult publicată, dar e și pe internetul nostru. Preiubiți tineri, sunt bucuros să vă anunț că în octombrie 2018 se va celebra Sinodul Episcopilor cu tema Tinerii, Credința și Discernământul Vocațional. Am voit ca să fiți voi în centrul atenției
pentru că vă port în inimă. Chiar astăzi este prezentat documentul pregătitor pe care îl încredințez și vouă ca o busolă de-a lungul acestui drum. Sfântul Părinte continuă să le amintească tinerilor, să ne amintească și nouă, să vă amintească și vouă, un mare adevăr din istoria mântuirii, prezentând exemplul lui Abraham și chemarea sa. Îmi vin în minte cuvintele pe care Dumnezeu le-a adresat lui Abraham, spune Sfântul Părinte. Ieși din țara ta și din neamul tău și din casa tatălui tău și pornește spre țara pe care ți-o voi arăta. Geneza 12 cu 1. Aceste cuvinte sunt astăzi adresate și vouă. Sunt cuvintele unui tată care vă invită să ieșiți pentru a vă lansa spre un viitor necunoscut, dar aducător de realizări sigure, întâlnire la care el însuși vă însoțește. Vă invit să ascultați glasul lui Dumnezeu care răsună în inimile voastre prin Duhul Sfânt. Făcând referință și la tinerii ucenici al lui Ioan Botezătorul, dornici să-L urmeze și să-L cunoască pe Mesia, el amintește în aceeași scrisoare. Doresc să vă amintesc și cuvintele pe care Iisus le-a spus într-o zi discipolilor care îl întrebau: Rabi, învățătorule, unde locuiești? El a răspuns: veniți și vedeți. Și spre voi Iisus își îndreaptă privirea și vă invită acum să mergeți la El. Preiubiți tineri, ați întâlnit această privire? Ați auzit acest glas? Ați simțit acest impuls de a porni la drum? Sunt sigur că, deși zgomotul și buimăceala apar să domnească în lume, această chemare continuă să răsune în sufletul vostru pentru a-l deschide la bucuria deplină. Acest lucru va fi posibil în măsura în care și prin însoțirea făcută de călăuze experte veți ști să întreprindeți un itinerar de discernământ pentru a descoperi proiectul lui Dumnezeu cu privire la viața voastră. Referindu-se la acel moment minunat de care ne aducem aminte, al întâlnirii cu cei peste 3 milioane de tineri anul trecut la Cracovia, Sfântul Părinte spune în scrisoarea sa, prezintă un moment de mare încărcătură misionară. La Cracovia, la deschiderea ultimei zi mondiale a tineretului, v-am întrebat de mai multe ori: lucrurile se pot schimba? Și voi ați strigat: da. Acel strigăt se naște din inima voastră tânără, care nu suportă nedreptatea și nu se poate pleca în fața culturii rebutului, nici să cedeze în fața globalizării indiferenței. Ascultați acel strigăt care se înalță din interiorul vostru. Chiar și atunci când simțiți ca profetul Ieremia lipsa de experiență a vârstei voastre tinere, Dumnezeu vă încurajează să mergeți acolo unde El vă trimite. Nu-ți fie teamă, căci eu sunt cu tine ca să te ocrotesc, îi spune Dumnezeu lui Ieremia. La sfârșitul acestei scrisori, adresată vouă, dragi tineri, Papa ține să vă amintească și să vă asigure de iubirea și prețuirea sa și a întregii biserici. Astfel, pe drumul spre acest sinod, eu și frații mei episcopi vrem să devenim și mai mult colaboratori ai bucuriei voastre. Vă încredințez Mariei din Nazaret, o tânără ca voi, spre care Dumnezeu și-a îndreptat privirea sa iubitoare, pentru ca să vă ia de mână și să vă conducă la bucuria unui iată-mă de plin și generos. Cu afect patern, Francisc. Dragi tineri, iată o adevărată dovadă de iubire și prețuire și o ocazie de a răspunde la chemarea lui Iisus care vă invită. Veniți să vedeți.
Veniți să vedeți unde locuiește și unde vrea să vă aleagă, să fiți cei care trebuie să purtați în lume adevărata lumină, bucurie și speranță. Azi tineri, vreau să vă mai aduc aminte și de un lucru pe care Sfântul Părinte îl amintea și este foarte potrivit pentru această celebrare. Anume, aveți nevoie de însoțitori pregătiți, aveți nevoie de experți, căci veți putea contribui la schimbarea lumii, iar acest lucru va fi posibil în măsura în care și prin însoțirea făcută de călăuze experte, veți ști să întreprindeți un itinerar de discernământ pentru a descoperi proiectul lui Dumnezeu cu privire la voi. Astăzi, aici, în mijlocul vostru, așadar, sunt persoanele consacrate. Aceste persoane consacrate, care vă iubesc și care s-au arătat mereu și se arată gata să stea alături de voi cu viața și exemplul lor în căutarea drumului iubirii, a slujirii și a mărturiei. Sunt persoanele consacrate ale bisericii noastre care se îngrijesc nu numai de ele, ci și de toți acei care au nevoie. Le-au dorit să trăiască împreună cu voi, dragi tineri, același răspuns și aceeași căutare a împlinirii chemării lui Dumnezeu de a răspândi în lume frumusețea Evangheliei și roadele binecuvântate ale luminii. Cunoscând invitația pe care o îndreaptă spre voi Sfântul Părinte Papa Francisc de a vă împlini marea demnitate de a purta în lume la cei care sunt străini și sunt la marginea societății bucuria credinței, persoanele consacrate din dieceza noastră, alăturându-se misiunii tuturor preoților și păstorilor noștri, au voit să fie mereu în mijlocul vostru, dragi tineri, ca niște făclii aprinse și imagini luminoase pe drumul vostru de credință și un imbold viu în toată lucrarea voastră. Mă îndrept spre voi, dragi persoane consacrate. Am fost fericit că mi-a fost dat să citesc în programul pastoral al vostru pentru anul acesta dorința de a vă angaja cu totul special în a însoți pe tineri în drumul lor pregătitor la Marele Sinod al Episcopilor din octombrie 2018, cu un exemplu viu și printr-un model atrăgător al împlinirii vocației proprii, gata de a le transmite tinerilor curajul mărturiei, al bucuriei și al îndreptării spre el și spre oameni. Astfel, prin scrisoarea protocol numărul 1, în 7 ianuarie 2017, cele două conferințe, reprezentând toate persoanele consacrate din țară și din dieceză, au luat hotărârea să vină în ajutor episcopilor și preoților pentru a însoți cu rugăciunile lor, munca și exemplul lor, pe tinerii care trebuie să se pregătească la celebrarea acestui mare eveniment al Bisericii Catolice și nu numai. Sinodul din anul 2018. Astăzi, aici, în catedrala noastră, ca și în toate locurile unde se celebrează la nivel comunitar ziua vieții consacrate, vă împliniți, dragi persoane consacrate, acest program de suflet, împlinind un prim și important moment din etapele speciale de pregătire și însoțire a tinerilor spre Marele Sinod. Voi, dragi frați și surori ai vieții consacrate, înțelegând chemarea Sfântului Părinte de a ieși voi în întâmpinarea celor de lângă voi, vă angajați în dar să însoțiți pe tineri și tinere de diocezii noastre cu experiența voastră în împlinirea vocației de la Domnul, primite de la Domnul, să încurajați pe parcursul lor de iubire și fidelitate față de chemarea pe care au primit-o de la El, Domnul și Mântuitorul omului, pentru omenire, ca să fie lumina și sal. Ascultați ce spun superiorii voștri. Preasfinția voastră, dorim să vă supunem atenției propunerea și rugămintea noastră
ca organizarea și celebrarea zilei persoanelor consacrate. 2 februarie, noi o celebrăm astăzi, 5 februarie, precum și a Duminicii Bunului Păstor dedicată vocațiilor, să fie îngrijită de persoanele consacrate împreună cu tinerii din dieceză pe care o păstoriți în colaborare cu clerul din diferitele parochii. Două sunt motivele din care s-a născut această inițiativă. Întâi de toate, ne-am lăsat inspirați de tema următorului sinod al episcopilor, care va avea în inima sa discernământul vocațional al tinerilor. Apoi, călăuziți de aceeași intuiție, consiliile celor două conferințe ale Institutelor de Viață Consacrate din România au propus un trieniu de rugăciune și reflexie pentru toate adunările lor anuale, generale, având aceeași temă, trieniu ce începe la începutul anului 2017. Până aici, gândul superiorilor. Vă felicităm, dragi persoane consacrate, pentru o astfel de inițiativă pe care voiți să o concretizați în multe forme și apreciem dorința voastră de a fi alături de episcopi și preoți în însoțirea tinerilor spre sinodul lor. Este de fapt un răspuns la invitația lui Hristos de a-L întâlni și de a-L face cunoscut și altora, spunând un da hotărât la chemarea Sfântului Părinte de a vă oferi să împărtășiți lumii experiența trăirii voastre de credință, misiune pe care trebuie să o împărtășească toți tinerii și tot poporul creștin. Dragi frați și surori, dragi persoane consacrate, care ați ales un drum așa de frumos de a urma pe Hristos mirele vostru, Biserica vă este recunoscătoare pentru curajul mărturiei voastre. Tinerii din catedrala noastră și toți cei uniți cu noi prin mijloacele de comunicare, vă mulțumesc astăzi pentru oferta voastră, pentru inițiativa voastră, căci având-o alături pe drumul lor de credință și slujire, vor putea mai ușor să rămână fideli chemării lor de a fi și ei lumină și sare pentru poporul lui Dumnezeu, așa cum vrea Hristos. Vă îmbrățișăm și noi cu recunoștință, dragi frați și surori, și rugăm pe Dumnezeu să asculte rugăciunile și să vă răsplătească pentru disponibilitatea voastră în a trăi vocația și în a-i ajuta pe tineri să-și ducă la îndeplinire misiunea lor de a fi o speranță adevărată pentru întreaga lume și pentru toată biserica. Vă felicităm și vă îmbrățișăm cu prețuire și dorințe de binecuvântare. Iar pe voi, dragi tineri, vă invităm să aveți curaj pe drumul spre marele sinod al vostru, spre Iisus și spre oameni. Lăudați să fie Iisus Hristos! Și acum, Doamne, privește cu bunătate la acești fii și fiice ale Tale, pe care în providența Ta ai chemat la perfecțiunea evanghelică pentru a-L urma pe Hristos mai îndeaproape. Ajută-i și ajută-le să urmeze cu dăruire generoasă și statornică drumul pe care au pornit cu entuziasm prin Hristos Domnul nostru.
reînnoind voturile proprii. Spre slava lui Dumnezeu, cu voință. Ascultare și sărăcie după constituțiile proprii. Mă angajez în comuniune cu toate persoanele consacrate să fiu credincios chemării mele, dăruindu-mă slujirii generoase a lui Dumnezeu și a Bisericii lui Hristos. Mă încredințez ocrotirii Preasfintei Fecioare Maria, a fonditorilor și patronilor și rugăciunii tuturor credincioșilor aici de față. Și acum, în această atmosferă, să ne reînnoim credința cu toții, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și a de la dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, în comunitatea de credință, pentru a celebra moartea și învierea Domnului, să rugăm să reverse roadele jertfei sale asupra noastră, asupra tuturor, asupra țării noastre, asupra poporului nostru, iar pe noi să ne facă martori credibili a Evangheliei în fața lumii, fiind lumina și sarea pământului, spunând împreună: ascultă, Doamne, rugăciunea poporului Tău! Ascultă, Doamne, rugăciunea poporului Tău! Pentru că Sfântul Părinte, episcopii, preoții și persoanele consacrate să fie călăuze luminoase ale poporului lui Dumnezeu și să ofere oamenilor motive mereu noi de credință în Dumnezeu și speranță în Hristos, să ne rugăm. Ascultă, Doamne, rugăciunea poporului Tău! Pentru ca Tu, Doamne, care ești Împăratul împăraților și Domnul domnilor, să binevoiești a veghea cu grijă la destinul poporului nostru și a-l călăuzi la fericire, să ne rugăm. Ascultă, Doamne, rugăciunea poporului Tău! Pentru ca laicii creștini angajați în viața politică și socială să învingă structurile păcatului care generează moartea și să promoveze dezvoltarea vieții și a dreptății, să ne rugăm. Ascultă, Doamne, rugăciunea poporului Tău!
pentru persoanele consacrate din dieceză și din lumea întreagă, pentru ca viața lor de slujire să fie mereu autentică și senină, fiind astfel exemple de credință pentru toți oamenii, să ne rugăm. Ascultă, Doamne, rugăciunea poporului Tău. Pentru tinerii din lumea întreagă, în mod particular pentru tinerii creștini, pentru ca ei să primească viața ca dar și să fie deschiși în a răspunde cu generozitate la chemarea lui Dumnezeu, care singurul poate da sens vieții lor, să ne rugăm. Ascultă, Doamne, rugăciunea poporului Tău. Pentru ca toți cei care trăiesc în dubiu și nesiguranță să se încredințeze ocrotirii paterne a lui Dumnezeu, de la care își are originea orice viață, să ne rugăm. Ascultă, Doamne, rugăciunea poporului. Dăruiește-ne, Părinte Ceresc, puterea iubirii Tale, pentru ca să fim în mijlocul celorlalți. Tu, pe exemplu, Fiului Tău, Iisus, sare care să dea gust vieții și lumină care orientează spre adevăr și bine. Prin Hristos, Domnul nostru. Thank you.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu ai creat pâinea și vinul, ca în slăbiciunea noastră să ne fie întărire. Te rugăm ca ele să devină pentru noi sacrament de viață veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Creatorul Universului, Stăpânul timpului și al istoriei, Tu l-ai plăzmuit pe om după chipul Tău, i-ai încredințat lucrarea mâinilor Tale și l-ai pus să stăpânească peste toate făpturile. Pentru ca El, cunoscând și admirând tot ceea ce Tu ai săvârșit, să nu înceteze a Te preamări și a-ți mulțumi prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care cerul și pământul, îngerii și arhanghelii, Te laudă într-un singur glas cântând cu bucurie. Cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și însfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, Te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cinele împătirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznimea spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-le, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre. Pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice turburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mă dau vouă,
nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Surorile vor veni și frații în față sub ambele speci. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, dar spune numai ești părinete prea iubit. Nu te cunoșteam, dar iată acum a avut atache mare. Stabule,
copile, ești alesul meu. Către frații tăi, trimisul meu, te voi lumina pe cale și în bucurii și jale. Păzi-mi-ne drumul tău, voi aprinde-n tine Duhul meu. Cu daruri brațele-mi sunt pline pentru oameni, pentru tine. Iată-mă prezent, Stăpâne Sfânt. Prezent, ascult, Părinte, ale Tău cuvânt. Prezent, ca să împlinesc, o Doamne, ori și unde a Ta voință. Chiar trupul său, sunătăți, sunătoare său, sunătăți, iubirea lui, atunci ce ați făcut din el. Are trupul său, sunătăți, sunătoare său, sunătăți copiii lui, atunci ce ați făcut din el? Thank you.
Să ne rugăm. Dumnezeule, Tu ai voit să ne împărtășim cu toții din aceeași pâine și din același potir. De ne te rugăm harul să trăim astfel încât uniți în Hristos, să aducem roade cu bucurie pentru mântuirea lumii, prin Hristos Domnul nostru. Cu bucurie invocăm acum la sfârșit binecuvântare asupra tuturor persoanelor consacrate și asupra tuturor tinerilor noștri, dar nu numai, asupra tuturor celor care sunt chemați să împlinească vocația lor să fie lumină și sare pe pământ. Vă mulțumim pentru această participare și le dorim tuturor celor uniți cu noi prin intermediul internetului să nu uite că formăm o familie și că avem o menire de a contribui la pacea lumii și la armonia din lume, din societate. Noi creștinii trebuie să formăm familia ce contribuie la unitatea poporului nostru și la binele tuturor sufletelor. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria și a fericitului nostru Anton Durcovici, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.